Băi, dar ce mănâncă grecii, bă, băiatule, bă. De când se apucă să-ți aducă la masă și până termin, ăștia chiar știu să mănânce, domnule. Da. Zice lumea că e leneș, că nu fac nimic, stau în fața tavernei acolo și aștept. Păi da, bă, dar să știi pe cine aștept. O povestire simpatică. Eram în Grecia, prima oară în viața mea, și văd într-o ceașcă din asta superbă, Vlăduța a adus setul de acasă, ăla, acel set, nu zic mai mult, ăsta e, îl faci cadou la nuntă și la roagă de sănătate. Și îl întreb pe grec, pentru că văzui o ceașcă de asta lângă mine, mirosea cardamon din ăsta, ce se mai pune în cafea la ei, mirosea așa bine, și zic, you have Turkish coffee, zice, no. Cum vrei aveți Turkish coffee, dă și mie o Turkish coffee, no, no Turkish coffee. Dă-mi de-aia, a, zice, Greek coffee, yes, yes, yes. Greek coffee, în da. Același an m-am dus să învăț să mă dau cu kite-ul în Turcia și făcui greșeala. Făcui greșeala, era pe o insulă și zic, you have Greek coffee? Și a zis, no, Turkish coffee. Dar e aceeași. Mă rog, treaba nu, lor. Să știi că este o diferență. Cafeaua, în general, cafeaua grecească este mult mai deschisă la culoare. Are o culoare așa precum e cacaoa deschisă, uh-huh. Și este diferită, ușor diferită de gust de cea turcească. N-am prins diferența. Bun, să lăsăm cafeaua. O lăsăm să trecem la foc, să oprim, la vânătă. Umblă vorba în târcă, și turcul, dar și grecul lasă o vânătă peste tot în bucătărie. Ei sunt dependenți parcă de vinete. Astăzi pe asta ne bazăm și noi. Pe vinete și pe dovlecei și nu numai, mai avem și roșii și alte ingrediente. Deci, pentru burgerul de astăzi aveți nevoie în primul rând de carne tocată. Carne tocată, am o combinație de carne de vită și carne de miel. Apoi mai aveți nevoie pentru carnea tocată doar puțină sare și puțin piper, nu alte condimente. Restul vin, burgerul va fi condimentat din sos și din restul de legume preparate într-un anumit fel. Așadar, mai aveți nevoie de vinete și dovlecei, dar și de ceapă roșie. Nu în ultimul rând tahini, dar și o brânză, o pastă de brânză tartinabilă, pe care am să o frec cu puțină mentă, pentru că vreau să-i dau un plus de prospețime. Cum am să încep? Pentru că, de fapt, carnea o voi lăsa ultima. Aceasta trebuie să fie fierbinte atunci când o așezăm peste, în acest sandwich, mă scuzați, minunat. În chiflă. Bun. Începem cu ceapa. Ceapa am să o tai solzișoare, apoi într-o tigaie am să o caramelizez cu puțin zahăr brun și foaie de dafin, iar în momentul când este gata am să adaug o linguriță doar dintr-o pastă de ardei, asta pentru că vreau să-i dau un plus de culoare, dar și un pic de gust, de acel gust ușor de ardei copt. Vinetele și dovlecei le tai în felii grosuțe, de circa jumătate de centimetru, le condimentez cu puțină sare și le prepar pe grătar. Roșiile le las proaspete. În schimb, cartofii am să-i umezesc, apoi presar un pic de sare și îi dau la cuptor în coajă, îi voi coace, iar apoi, când vor fi gata, am să-i presez ușor de tot, iar peste cartofi am să așez ceapa caramelizată. Aceasta constituie garnitura. Trecând la carne, am să formez chiftele cu ajutorul unor cuțite circulare, asta pentru că vreau să-mi iau o dimensiune. Mă refer la dimensiunea chiflei de hamburger. Da. Voi alege un cerc puțin mai mare, cu un diametru de circa un centimetru mai mare, pentru că știm cu toții carnea se strânge un pic în momentul preparării termice. Da. Așadar, eu o voi pregăti întâi pe o tigaie de teflon, apoi o voi continua la cuptor. Când este aproape gata, peste carne am să torn un amestec de tahini cu lămâie și cu puțin usturoi, apoi mai dau un pic la cuptor pentru că vreau aroma și gustul acestui preparat minunat să se imbibe în carne și să-i dea acel gust specific oriental. Nu este nimic greu, este doar un preparat foarte, foarte gustos. Da. Știu, nu ne înjurați, și noi ne gândim la fel când povestește Vlăduț cu apă în gură. Tenia mea deja latră la lună.